Bună tuturor și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi am pentru voi un tutorial foarte simplu și anume, astăzi vom realiza împreună un ciucuraș croșetat. Este vorba de acest model de ciucuraș. Eu l-am văzut pe Instagram la o fată care croșetează din Turcia. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult rezultatul. În acel reel de pe Instagram nu se înțelegea cu exactitate numărul de ochiuri, pașii exact pe care îi făcea. Tocmai de aceea eu am făcut câteva probe și iar rezultatul este acesta care îl vedeți voi. După cum cred că vă dați seama, acest ciucuraș eu l-am montat drept un semn de carte, însă nu este chiar un semn de carte, este cartea mea de vizită la care am adăugat acest ciucuraș, transformând astfel cartea dintr-o simplă carte de vizită într-un semn de carte. Eu am obiceiul la fiecare comandă pe care o expediez să adaug în pachet mereu cartea mea de vizită și ceva lucrat de mine. În felul acesta, combinându-le pe cele două, am ceva lucrat de mine și cartea mea de vizită. Iar clienta care va primi pachetul meu cu această compoziție nu va arunca cartea mea de vizită într-un sertar oarecare, ci va avea posibilitatea să o folosească drept semn de carte. Așadar, aceasta este prima variantă pe care eu vă propun pentru a folosi acest ciucuraș pe care noi astăzi îi vom realiza împreună. Mai exact, astăzi vom realiza exact acest semn de carte, acest ciucuraș pe care îl vom monta drept semn de carte. O altă variantă pe care vă propun să o la care puteți să folosiți acest ciucuraș este acela de breloc. Același ciucuraș, doar că am făcut partea de jos un pic mai scurtă, am atașat un inel de chei și un breloc de chei este gata. Cea de-a treia variantă pe care o propun și care mie îmi place extrem, extrem de mult sunt cerceii. Am realizat o pereche de cerceluși folosind acest ciucuraș, sper că îi vedeți, se văd destul de bine. Eu pentru cerceluși am folosit un fir de macrame puțin mai subțire decât cel pe care îl voi folosi astăzi și am folosit două culori, am folosit alb și roz, după care am decorat ciucurașii cu câteva pietre termoadezive. Așadar, acestea sunt cele trei variante pe care vi le propun astăzi, însă noi vom lucra împreună un ciucuraș monocolor, vom face unul galben. După cum vă spuneam, o să realizăm un semn de carte folosindu-mă de ciucurașul pe care îl vom croșeta astăzi împreună și o carte de vizită. Și am decis să fac cu culoarea galbenă pentru că cartea de vizită la care voi adăuga ciucurașul are floarea soarelui și se asortează cu culoarea. Ce avem nevoie? Avem nevoie de fir, bineînțeles, în cazul meu doar o singură culoare, în cazul în care vreți să faceți bicolor, veți avea nevoie de două culori, vom avea nevoie de o croșetă adaptată firului cu care vom lucra, vom avea o nevoie de un ac, de un foarfec și de un card vechi, nu contează, sau puteți folosi cartea voastră de vizită pe care o veți transforma mai apoi în semn de carte, dat fiind faptul că atât cardul cât și cartea de vizită au aceleași dimensiuni. În cazul în care nu aveți cărți de vizită, nu aveți un card pe care să-l folosiți, puteți să luați un carton, orice alt material, dar puțin dur, în care să înlocuiți acest card pe care eu îl voi folosi astăzi. Bun, și vom începe ciucurașul nostru. Mă voi folosi de acest card de fidelitate de la un magazin pentru hrană de animale. Eu nu-l mai folosesc pentru că nu mai locuiesc în orașul în care era magazinul, tocmai de aceea o să îl folosesc în alte scopuri. Așadar, voi da firul după card de 20 de ori. 2, 3, 4... Am dat firul după card de 20 de ori, acum voi scoate cardul. Acesta este rezultatul obținut.
În cazul în care lucrați două culori, în acest moment veți tăia prima culoare și veți începe să lucrați cu cea de-a doua. După cum vă spuneam, eu astăzi voi face unul monocolor, tocmai de aceea voi rămâne cu firul galben și voi bloca acest cerc, că practic am făcut un cerc din fire cu un piciorul scurt. Acum, voi lucra pe, în interiorul acestui cerc 20 de piciorușe scurte. Voi băga croșeta prin interiorul cercului, lucrez un piciorul scurt. Bag croșeta în interior, trag firul, lucrez un piciorul scurt. Și voi face astfel 20 de piciorușe scurte. Am lucrat cele 20 de piciorușe scurte. Acum voi face două ochiuri de lanț, întorc lucru și în cazul în care s-au încălecat puțin ochiurile, puteți să le încrăcănați puțin, nu are nicio importanță, la final le vom strânge din nou. Și voi sări primul ochi, în cel de-al doilea voi face un piciorul scurt. Fac două ochiuri de lanț. Sar un ochi, în cel de-al doilea voi face un piciorul scurt. Alte două ochiuri de lanț. Sar următorul ochi, în cel de-al doilea voi face un piciorul scurt. Voi continua așa până când ajung la capăt. În total va trebui să avem 9 astfel de bucle. În cazul în care, nu știu, din probabil că ați făcut mai multe piciorușe scurte pe cerc sau în timpul numărătorii vă ies mai multe sau mai puține, puteți să ajustați în acest moment lucrul, dar important este să ne iasă 9 bucle. Am ajuns la capăt, am un total de 9 bucle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acum, voi face două ochiuri de lanț. Și întorc lucru. Aceste două ochiuri de lanț, de la început, nu se vor număra ca fiind piciorușe duble. Sunt doar două ochiuri de lanț pe care am ridicat rândul. Iau jeteu, în prima buclă voi lucra 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Trec în următoarea buclă, iar aici voi face un picioruș alunecat. Iau jeteu, trec în următoarea buclă, iar aici voi face alte 5 piciorușe duble. Antena de făcut cele 5 piciorușe duble, acum în următoarea buclă mă voi prinde cu un picioruș alunecat. Și voi continua, în următoarea buclă voi face 5 piciorușe duble, după care mă prind cu un picioruș alunecat și tot așa până când ajung la ultima buclă. Iar în ultima buclă va trebui să finalizez cu un grup de 5 piciorușe duble. Am ajuns la capătul rândului. După cum vedeți, ultimul grup în care am lucrat este cel în care am făcut 5 piciorușe duble. Acum voi face două ochiuri de lanț și așa cum la începutul rândului ne-am ridicat cu cele două ochiuri de lanț la nivelul rândului, cu aceste două ochiuri de lanț ne vom coborî la baza rândului și ne vom prinde cu un picioruș alunecat. Acum voi lăsa destul de mult fir, o lăsa undeva la aproximativ 50 de centimetri. O să tai firul și o să blochez
aici firul, trăgând capătul de la ghem prin ochiul liber rămas. Cam așa. Acum, o să strângem puțin ochiurile, de aici de la început, cele pe care le-am făcut primele. Vom apropia cele două capete, unul de celălalt. Și cu firul care l-am tăiat de la ghem, vom da de câteva ori să închidem canaful, vedeți? O să dau așa cu firul de câteva ori. Acum, pentru că am zis că voi folosi acest canaf pe care l-am realizat pentru a mă agăța de o carte de vizită, o să bag ața în ac și o să fac acel fir cu care mă prind. Dau ața în două și voi intra cu acul pe sub firele în care am lucrat piciorușele scurte, până când ajung la mijlocul florii care am realizat-o. Acum o să mă mut printre piciorușe până când ajung în mijlocul petalei. Acum aici o să fac o buclă, voi face un nod și mă voi întoarce cu acul și cu capătul de fir, exact așa cum am ridicat, printre piciorușele scurte, printre piciorușele duble, după care printre piciorușele scurte, până când ajung la partea de jos. Aici o să tai firul, o să tai și capetele de la canaf. După care o să le îndrept. Canaful nostru este gata, mai trebuie să-i mai aranjez puțin partea de jos, că stă răsucită, însă se va așeza cu timpul. Canaful este gata, după cum vă spuneam, eu o să-l montez cu o carte de vizită, drept semn de carte, și am aici un acela care se face găuri la hârtie, un capsator, îi voi face o gaură pe mijloc. Voi prinde acest ciucuraș de carte de vizită. Ia uitați cât de interesant și de frumos arată acum cartea de vizită împreună cu un ciucuraș, iar ele două combinate un semn de carte. Acesta este tutorialul, este deja gata, știu că este scurt, știu că nu a fost nimic complicat, însă
M-am gândit să fac astfel de clipuri în care să vă dau anumite idei pentru, nu știu, modele, chestii simple pe care puteți să le realizați repede și ușor. De exemplu, acest model de cerceluși sunt foarte drăguți și foarte ușor de realizat. Pot fi realizați drept cadou pentru cineva, pot fi realizați foarte repede pentru un târg de profil. Lucrurile mici sunt în general căutate, mai ales prin târgurile acestea de profil. Puteți realiza mici prelocuri de chei pe care puteți să le adăugați mai apoi comenzilor voastre drept un mic mulțumesc pentru comandă, sau așa cum am realizat eu semne de carte, folosindu-mă de o carte de vizită și un ciucuraș croșetat. Bun, acesta este tutorialul meu de astăzi. Sper că v-a plăcut, sper că o să-l încercați și voi. Dacă îl încercați, nu uitați că vă reamintesc la fiecare clip că mi-ar place să văd și eu ceea ce realizați voi urmărind tutorialele mele. Puteți să-mi arătați fotografiile voastre printr-o postare în grupul meu de Facebook Atelier de Croșetat și Tricotat. O să aveți linkul în descriere. Sau în cazul în care nu doriți să faceți parte din niciun grup de genul acesta, puteți să mă contactați pe rețelele de socializare, respectiv Facebook și Instagram. Pe Facebook sunt Irina Simon, pe Instagram sunt irine.simon.yt de la YouTube. Chiar vă invit de altfel să mă urmăriți și pe Instagram, pentru că deși nu postez foarte des, sunt destul de prezentă și acolo. Cam acestea am avut de spus, nu o să mă lungesc prea mult, clipul este și așa destul de scurt și de ușor. Nu aș vrea să îl lungesc cu prea multă vorbărie. Cam atât pentru astăzi, până data viitoare vă urez să fiți creative și v-am pupat. La revedere!